Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Skywars pe Hypixel Insane Mode. Și înainte să începem, v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade, să strângem foarte multe. Și tipul ăla deja merge în mijloc, deci nici măcar nu stă să-și ia chesturile de pe insula lui, că el merge în mijloc, că e șmecher el, înțelegi? Ok, îl lăsăm să facă ce vrea el. Stai frate, ok, aici aveam armura. Mă întrebam, unde am, bă, frate, chestul ăla cu armură? Că trebuie să am un chest care să fie multă armură, nu? Dar aparent l-am găsit până la urmă. What the fuck, ce fac aici? Se vede că e dimineață pentru că filmez pentru prima oară la... Pentru prima oară la ora 9 dimineața, ok. Mi-am dat buții jos ca să enchantez o cască. Nu înțeleg de ce, dar lucrurile nu prea au logică la mine. Deci e ok așa. Dacă-mă de aici. Ce crezi că faci, mă? Crezi că spui scheleții să mă bată, mă? Oh my gosh, o dat poțiune de speed. Ok, și tipii ăștia doi se bat aici. Probabil unul dintre ei o să moară. Sau amândoi, de ce nu? Mamă, cum dă ăsta? Ești nebun la barbă? Ok. Tipul ăsta era destul de insane. Dădea chiar foarte bine. Și să sperăm că nu e nimeni acolo. Pentru că dacă o să fie cineva acolo, probabil o să mă omoare. Probabil, dar nu e sigur. Ok, noroc că am supraviețuit, frate. Tipul ăla era nebun la barbă, înțelegi? Ok, hai să vedem dacă păstrăm ceva chestii sau dacă aruncăm. Pac, 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 n-avem nevoie de așa ceva, n-avem nevoie. Sharpness 2, tonul e destul de bun, adică are 7.5. Bă, e mai bună decât una de diamond simplă, deci o să o păstrăm momentan. Însă avem nevoie de o sabie de diamond enchantată, frate. Hai să facem rost de una. Sau cel puțin să căutăm una. Pentru că fără una... suntem morți. Să fim serioși, adică tipii ăștia probabil o să facă rost de săbii cu Fire Aspect și de iteme foarte OP, iar acolo o să fiu eu care nu prea are nimic important. Dar e ok și așa. Vreau să mă regenerez complet, sincer nu m-aș duce să mă bat cu cineva fără să fiu generat, să zic așa, de fapt regenerat, pentru că m-am generat prima oară. Și uite pe tipii ăștia doi, se omoară între ei, iar acolo e Max care vine cu clean up-ul suprem sau îl aruncă din mapă și nu mai trebuie să facă nimic. Păcat, chiar voiam armura tipului ăla și o să folosesc sabia de diamond chiar dacă aia are cu 0.5% attack damage mai mult. Pentru că îmi place mai mult sabia de diamond și nu știu, mă simt mai safe cu o sabie de diamond, știi? Chiar dacă poate nu are logică și chiar nu are, dar fiecare cu... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Stai să vă arăt ce fac tipul ăsta. Stai că mai am găiesc de... Găiesc, doamne, mai am găles de lava, boss. Oh my god, tipul e destul de OP. De fapt e chiar foarte OP. Și nu știu cum o să reușim să-l batem. Da, n-am reușit să-l batem. Tipul era chiar OP, frate, avea armură chiar bună. Și chiar dacă i-am dat o grămadă de hituri, aparent m-a învins. Dar e ok oricum, nu contează, hai să mai jucăm. Fac, 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 nu trebuia să mă dea aici, dar e bine și așa, frate. Hai să mai jucăm, tot vreau să câștig eu un match, chiar dacă nu l-am câștigat pe ăsta. Dar am fost foarte aproape, am rămas ultimul acolo. Păcat că nu mi-a mers faza cu găleata cu lavă. Chiar era frumos să ardă puțin tipul ăla și după aia să intrăm și să-l batem puțin și câștiga match-ul destul de easy peasy. Dar e bine și așa, nu contează. Ok, am găsit armură fără chestplate. Dacă nu găsesc, am găsit chestplate. Voiam să zic că dacă nu găsesc un chestplate e destul de nașpa, dar uite că destinul vrea să ne dea așa un chestplate cadou, să nu ne mai plângem noi degeaba. Hai să facem repede enchantul, îl punem pe chestplate pentru că avem chestplate de diamond, deci e bine. Ok, repede punem târnăcopul, poțiunile, că sunt bune. Sunt bune de băut poțiunile astea. Fac, 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 nu trebuie să arunc itemii afară din mapă. Și mergem pe insula tipului ăsta. În timp ce el face enchanturile. My friend, tu știi cu cine te bați aici? Cu cel mai bun PvP-er din lume. Glumesc. Dar totuși tipul ăsta era... A fost luat așa pre nepregătit. El își făcea enchanturi, nu avea niciun fel de stres. Dar e ok, nu contează. Smite. Îl văd pe tipul ăla acolo. Dar nu prea avem să-i facem momentan. Pentru că trebuie să mergem în mijloc ca să-l putem bate, nu? Cel puțin asta cred că trebuie să fac. Ok, hai să-l găsim acum pe tipul ăla. Unde ești, mă? Care ești, mă, acolo? Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, n-are... Fac, 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 nu amândoi pe mine, nu amândoi pe mine, vă rog. Nu mă omorâți. Chiar vreau să trăiesc, îmi doresc.
țin la viața mea. Ok, ok, tipii ăștia se bat. N-am niciun fel de stres. Iar acolo o să fie Max, care o să facă un clean-up frumos. Ce clean-up frumos facem. Trebuie să stăm așa acoperiți, fără niciun fel de stres. Și mai suntem 5 playeri. Ăsta de aici, dacă vine pe aici, cumva, printr-o nebunie, deși nu o să vină pe aici. Deci toți 4 sunt prin zona asta. Holy shit, tipul ăsta a rămas singur în viață. Mamă, cum dă, e hacker. Are, frate, hack ăsta. Nu am cum să-l bat decât dacă dau prea bine. No fucking way, n-are niciun fel de knockback. Ați văzut și voi. Hacker. Deci Blue Gaming reported. Vă rog frumos să-i dați report lui Blue Gaming for the win, pentru că e hacker, frate. Măcar să ia ban. Nice hex. Got you. Măcar să ia ban tipul ăsta. Adică, pe bune, nu trebuie să lăsăm hackerii de niciun fel să joace pe servere, pentru că ne fac viața foarte urâtă. Adică, să fim serioși, puteam să câștig meciul ăla destul de ușor dacă tipul n-avea hack. Chiar și așa am scăzut destul de multă viață, dar n-avem ce să-i facem. Se plictisesc, mă, gândiți-vă că e ora 9 dimineața și totuși sunt unii care la ora asta joacă cu hack. Adică mai bine dormeam decât să mă joc cu hack la ora 9 dimineața. Sau decât să mă joc cu hack în general, dar fiecare merge pe principiul lui. Și am armură foarte proastă, sabie slăbuță pentru că n-are enchant. Deci viața e urâtă. Ok, mergem pe insula tipului. Bă, nu mai da, bă, cu bulgări. Unde te crezi aici? Apropo, a nins la mine în oraș, nu știu la voi dacă a nins sau nu, dar la mine ninge. Și sincer, nu-mi prea place că ninge, pentru că nu e nisoare din aia să fie multă zăpadă, e nisoare din aia de nici nu se strânge, nu știu cum să vă zic. Ești toate de bun, mă, la PvP? Aaa, păcat că l-am aruncat. Mare păcat, chiar aveam nevoie de chestplate-ul lui, dar e bine și așa. Poate găsim pe aici un chestplate, deși mă îndoiesc. Da, n-am găsit niciun chestplate. Dar... vedem noi cum facem să facem rost de unul, nu? Pentru că suntem băieți descurcăreți. Pickaxe bun. Fac, tipul ăsta. Tipul ăsta are și armură. Jumate de inimă mai avea aici, nebun. Deci efectiv tipul ăsta a rămas cu jumate de inimă. Holy shit, că noroc are. Chiar are noroc. Bine, și eu mai am noroc de foarte multe ori. Nu zic că nu e bun la PvP pentru că are noroc, dar mamă, nebunie. Hai să câștigăm meciul ăsta, cine știe. Văd că nu avem astăzi noroc să câștigăm, dar bă, frate, dacă dau de hacker, n-am ce să fac, sincer. N-am cum să bat un hacker de genul ăla. Adică ați văzut și voi, voiam să-l bat cu arcul, pentru că slăbiciunea hackerilor e arcul. Dacă le dai de la distanță cu arcul, îi poți bate. Faza e că tipul ăsta era atât, full diamond. Tipul ăsta era atât de insane, încât puteam să dau oricât în el că nu luam knockback. Deci, no fucking way for me. Pe bune, n-a fost niciun fel de șansă pentru mine acolo. Ok, hai să facem rost de niște diamante. Nu știu dacă o să găsesc pe aici, dar aș vrea, sincer, să găsesc niște diamante. Nu sunt. Deci chiar nu sunt acolo diamante. Probabil nici aici, dar trebuie să căutăm. Hai, frate, ce cu mapa asta? Fără diamante? Eu vreau multe diamante. Ok. Hai să urcăm aici sus. Avem niște blocuri aici. Și nu știu, presimt că meciul ăsta să-l câștig. Sau cel puțin o să încerc. Frunzele sunt destul de ciudate pe textura mea, trebuie să recunosc și eu. Holy shit, my friend. Oh my god, ești nebun. Se vede că armura m-a salvat aici. Dacă n-aveam armura atât de OP, mă bătea tipul ăsta, trebuie să recunosc. Probabil, cel puțin. Adică, e logic să mă bată lumea dacă nu am armura OP, dar... na, zic și eu acolo. Bine, faza e că aveam și sabie proastă, deci... chiar dacă aveam armură bună, sabia mea nu mă avantaja foarte mult. Oh my god, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta. Cine fucking hell se uita la mine, ești nebun? Tipul ăsta se uita fix la mine de aici? Oh my god, urăsc când se întâmplă chestii de genul ăsta. Deci pe bune, chiar urăsc când se întâmplă chestii de genul ăsta. Văd că e ziua mea proastă azi. Deci astăzi am pierdut și la pariuri pe CSGO. Am deschis niște cutii pe CSGO la fel, am găsit doar shituri. Deci am avut o zi chiar foarte proastă, să sperăm că restul lucrurilor de azi o să fie bine și o să meargă totul bine. Dar poate câștigăm meciul ăsta, niciodată nu e prea târziu, my friend.
You are not my friend, you are my brother, my friend, ok. Nu știu ce am zis asta, dar trebuia să o zic pentru că simțeam să zic asta. Ok, fraților. Avem aici blocuri, să mergem în mijloc sau pe insula tipului ăsta. Mergem pe insula tipului ăsta? Mergem. Deși sunt șanse mari să mă arunce din mapă. Pleacă-mă cu arcul ăla. Pleacă-mă de aici. Ok. Știi care e faza? Eu joc bine, dar... Holy shit! Oh my god, a căzut el singur, ești nebun? Deci eu îl aruncasem pe tipul ăsta înapoi pe insula lui, dar el era atât de panicat încât s-a aruncat cumva singur din mapă. Păcat. Mare păcat, dar... N-avem ce să facem acum, s-a dus. Nu mai putem să schimbăm nimic, tipul e într-un loc mai bun, probabil. Ok, și să sperăm... Unbreaking și Blast Protection, frate. Deci din toate enchanturile fix astea mi le-o dat. Adică putea să-mi dea protecție, nu Blast și Unbreaking, ok. Ok, bine. Mergem repede în mijloc. Trebuie să avem mare grijă aici pentru că dacă ne aruncă cineva din mapă e foarte nașpa. Adică eu de obicei când mor, bine nu mereu, dar de multe ori când mor, se întâmplă să mor din cauza că mă aruncă din mapă. Și e fucking frustrant. Deci e foarte frustrant să se arunce cineva din mapă. Oh my god, tipul ăsta se uită la mine, dar nu vrea să mă bată. Ce mă greșit cu tine? Hai mă, nebate. Wow! Holy shit! Holy fucking shit! Insane hacker! Deci ați văzut la tipul ăsta cât de nebun era? Oh, am mai văzut eu hacker, frate, și mulți la viața mea, dar ca ăsta? Pe bune? What the fuck? Nici nu știu cum l-am bătut. E nebun. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți, nu știu ce se întâmplă, am mai jucat astăzi pe Hypixel niște Skywars și tot așa am dat de o grămadă de hackeri. Nu înțeleg care e faza și de ce se întâmplă chestia asta, adică totuși e Hypixel, cel mai mare server din lume, n-ar trebui să fie hackeri și da, dacă nu știați, Hypixel-ul e oficial cel mai mare server din lume, înainte era Mineplex-ul, dar din păcate a fost în trecut. Bine, acum poate o să mai găsiți zile în care Mineplex-ul are mai mulți playeri. Pentru că e normal. Dr. Pepsi Cola. Ok. Ești Dr. Pepsi Cola. E bine atunci. Hai să mergem pe aici. Și aici ar trebui să fie o scară. Bun, uite scara. Hai să coborâm. Coborâm aici repede, jos. Și mergem să-l batem pe Dr. Pepsi Cola. Nu știu unde e. Nu știu ce-a făcut, dar hackerul ăla încă mă sperie, frate. Dacă mă gândesc la chestia asta, îmi vine să plâng. Ați văzut și voi cât de insane era ăla. Și nici nu mai poți să știi cine e hacker și cine nu. Adică, uite, ăsta poate e hacker. Nu e. Hackerii de obicei când, de fapt, mereu hackerii. Oh my god, cât noroc să aibă să cadă acolo. Mereu hackerii când îi atingi. Mereu când atingi un hacker sau când te apropii de el... Oh my god, n-am ce să fac tipul ăla, efectiv n-am ce să fac. Decât să mă duc să iau itemele tipului ăsta, are chest de diamond cu projectile protection 3, nu e tocmai OP, dar e bun. Se acceptă și așa și mai suntem 3 playeri, frate, deci trebuie să câștigăm cumva meciul ăsta, deși nu știu cum. Vedem noi imediat. Na, nu, păstrăm ăsta de diamond, lasă-l, e bun așa. Casca n-am boost de diamond, dar e bine și fără și se dă refill acestui într-un minut. Mai e ceva până se dă refill, n-am să zic. Golden apple-uri. Bun, 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 bun. Se acceptă, hai să punem tot ce nu ne trebuie aici. Sabie cu sharpness. Blocuri, nu știu de ce iau blocurile pentru că oricum am destul de multe deja. Dar, de ce nu? Trebuie să mergem pe principiu, de ce nu? Ok, tipul ăsta e aici, Dr. Pepsi Cola, el e. El e Dr. Pepsi Cola. Frate. Ok, sunt eu prost cu arcul, da, chiar așa. Bă, frate. Holy shit. Nu-i nimerez nicio săgeată. You fucking... Da, nu înțeleg de ce sunt așa praf cu arcul. Probabil pentru că abia m-am trezit, dar... Și tipul se știe ferii, n-am să zic. Nu e din ăla idiot care să meargă exact acolo unde aș crede eu că merge. Stai.
Tipul ăsta vrea să vină la mine repede să mă moare în felul ăsta, a, nu? Probabil asta vrea să facă, dar sincer, sper doar că nu sunt teamer tipii ăștia. După cum îi văd, îmi dau așa o mică impresie că ar putea fi teameri. Da, acum ce să zic, sper să mă înșel. Tipul ăsta nu știe că sunt aici. My friend, go. What? What? Credeam că sunt teamer, dar nu, nu sunt. Ok, hai să punem blocuri. Să mergem aici. Trebuie să câștigăm cumva meciul ăsta și Sodarifil. Da, cred că Sodarifil acestuia. Hai să văd dacă găsesc armură și chestii OP. Ok, am nevoie de asta. O luăm și pe asta, de ce nu? Chiar că nu e atât de OP. Sabie. Bă, nu am nevoie de toate chestiile astea, de toate prostiile astea. Hai să urcăm acolo sus, poate găsim ceva bun. O sabie cu fire aspect eventual, ca să-i batem ușor pe băieți. Sau niște armură cu protecție 3 sau 4, cum era aia, nu mai știu. Ok, nu e tocmai cel mai bun episod de Skywars, pentru că am avut destul de multe faze proaste și s-ar putea să pierdem și meciul ăsta, nu zic că îl câștig sigur, pentru că nu e sigur nimic în viață. Dar o să fie bine, my friends, și în 3 minute se termină, cică. Deci trebuie să avem grijă să nu se termine fără să-i batem pe aia, nu? Ok. Sărim aici. Hai să mergem repede să-i prindem pe aia unde erau. 2 minute și se termină tot. Ok, s-o bătut tipi aia, au mai rămas doar unul în viață, uite-l acolo. Și acum o să risc puțin, sunt șanse mari să mor aici. Unde-i, mă? S-ar putea să fie aici, pe insula asta. Nu e, mă? Unde e, mă, tipul ăla? Am compas, ok, tracking device. Hai să ne luăm după compasul ăsta. Oh my god. Nu e deloc bine ce se întâmplă. Ok. Holy shit, cum a căzut tipul ăla. Victory, în sfârșit o victorie. Deci totul e bine, fraților. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Am câștigat decât pe final, dar e bine, pentru că am avut un meci destul de șmecher și am murit din cauza hackerilor de 2 ori. Nu, de fapt o dată, pentru că a doua oară l-am bătut pe ăla. Deci da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Eu am fost Max și ne vedem data viitoare. Pa, pa!